bună ziua doamnelor și domnilor și la mulți ani și sărbători fericite înainte să încep această ediție. Ce vreau să discutăm în această ediție specială este faptul că scuzați-mă că port masca chiar dacă nu este obligatoriu în acest moment, o port pentru a vă încuraja. Ca să purtați și dumneavoastră și să... ca să săpăm de COVID-ul ăsta, înțelegeți? Ceea ce mă deranjează foarte mare și vreau să discut în această ediție este acest protest mizerabil, scuzați-mă că este expresia, un protest care n-are niciun sens, să spunem așa, n-are niciun absolut sens. Sunt patriot. Înțelegeți? Am fost la Muie PSD, am fost la în piața Victoria atunci când am fost pe 10 august în 2018. Am participat cu dragoste. Am participat la Marea la Polul de Flori, la Marșul Ștefan cel Mare, făcute de domnul George Simion, de domnul senator. Chiar îmi place de domnul George Simion, cum să zic eu, stați puțin să vă explic, oameni buni, că și n-am nimic împotriva cu George Simion, înțelegeți? Dar faptul cum se comportă în mandatul dumnealui de senator, să știți că mă deranjează foarte mult. Pentru că dovada de care mie îmi dă acum, la acest moment, este de a spun început că nu, cum să zic eu, că nu interesează de viața lor. Nu interesează de viața lor pentru că dacă i-ar interesa de sănătatea lor și a celor din jur și ar înțelege, bă, COVID-19 există, face multe victime, ok? Vedem zi de zi că mor oameni în spitale cu sutele, da? Suntem în anul 3 aproape de pandemie, da? Și noi încă nu ne-am deșteptat, ori ne-am civilizat într-așa fel încât, bă, ne comportăm ca niște... Cred că am ajuns de probabil ultima țară din Europa care ne zbatem să scăpăm de pandemie. Dar nu ni plac regulile. Hai să vă spun una și bună, dragii mei. Nici mie nu plac regulile. Crezi că la toți le place, le convine că de ceea ce se întâmplă în lume? Dragii mei, la nimeni nu le convine. Vă spun sincer și cu demnitate. Dar... Dar asta nu înseamnă că trebuie să nu respectăm regulile și să facem așa cum ne duce capul. Ia uitați-vă rezultatul, unde am ajuns astăzi. Băi, George Simion, domnule George Simion, n-am nimic cu dumneavoastră. Mă deranjează faptul că dumneavoastră, în loc să fiți parte de societate, de umanitate, domnule George, domnilor ăștia care ați fost la protestul ieri, whatever, băi, sunteți adevărați patrioți? Sunteți demnitari? Atunci, la ce pui mei ați ieșit în stradă? Băi, nu vă place regulamentul, pandemia? Nu vă place? Ba, atunci nu mers. Respectați regulile și nu mergeți la proteste. Nu faceți astea, cum să spune, voi puneți gaz pe foc. Voi băgați gazul în foc și arde mai tare. Proverbul ăla, înțelegi? E un proverb, nu, inventat de mine, probabil. Vă rog, mă reg, știi? Dar vă, deci, consider acest protest din PIEU, care ați făcut la Parlament și circul care s-a făcut, este non-acceptabil. Aici le dau demnitate, v-am spus una și bună și înțelegeți.
muram jandarmeria română atunci când a fost blocă, ne-a tratat la, la 10 august, ok? Dar acum îi felicit în, în modul cum, s-au, cum au acționat și au respectat legea. Da, înțeleg, da. Dar nu-mi place și nu este frumos că voi ați forțat și ați vandalizat cele două autoturisme. Înțelegi? Ați, deci, practic, ați, v-ați comportat ca niște huligani. Este, este urât, este, este oribil să spun cuvântul huligan. Că cuvântul huligan și bandit, adică nu bandit, huligan, vine de la când a făcut Ceaușescu, când a făcut la Revoluție, da? Dar nu suntem bine organizați ca popor. Și am fost la Parlament, ați fost acolo la Parlament, ați forțat intrarea, ați... Ce-ați crezut? Că vă duceți, dați pe la voi pe ăștia jos? Bă, de PSD-ul nu v-a plăcut. PSD-ul nu v-a plăcut. Ok, am înțeles chestia cu PSD-ul, da? Dar nu înțeleg chestia de ce... De ce ați mers acolo? De ce faceți aceste organizații? Voi vreți să nu mai ieșiți din pandemie în România? Vreau să am o simplă întrebare. Nu înțeleg, deci nu înțeleg faptul. Bă, ați nebunit la cap, oameni buni. Eu întotdeauna, eu sunt sincer și la subiect. Da, sunt patriot, particip la evenimente, la proteste, dar particip la proteste care... care îmi dă demnitatea de onoare, care îmi dă, care îmi dă, de exemplu, când am fost cu 10 august, domnule, ăla s-a meritat. Ăla s-a meritat. Știu că mulți nu le-a plăcut, dar la, exact cum mi-a plăcut mie acum de protestul al lui George Simion și al lui Aur. Voi credeți Aur? Îmi este rușine să zic că un partid care se cheamă Aur, Gold, să acționeze în felul cum fac organizații de manipulare, minciuni false și alte tâmpenii care se întâmplă, da? Bă, frate, veniți cu capul, veniți cu capul pe umeri, ok? Deșteptați-vă, oameni buni, nu vă, nu vă mai lăsați, că ați văzut unde am ajuns? Voi, deci, bă, vă nu vă imaginați că la protestul ăsta se păsă peste 2000 de, nu știu, dumnezeu, am văzut că erau multe persoane acolo. Ați dat accelerația în mai multe cazuri de COVID. Și acum o să vedem. Doamne, ferească, Dumnezeu, fac cruce și bat în lemn aici, bat, n-am lemn să bat, bat în ce Dumnezeu. Să nu se agraveze situația din România. Tare mi este frică. Mi-e frică să agraveze situația, că am familie, am prieteni în România care poate ori și când li se întâmplă să se bolnăvească de COVID. Și am să arăt cu degetul la George Simion. Uite bă, ăștia Aur. Libertate! 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 Unde mers pe libertate? Unde? Sub pământ la 2 metri sub pământ la unii pula mea. Scuzați-mă de expresia, unii vrei să mergi jos? Aici. Băi, nu o să avem o țară ca în afară niciodată, România. Poate să vină la putere și mama Aurului și mama care nu mai înțelege absolut nimic. Dacă voi nu vă deșteptați și nu vreți să fiți un pic serioși și să faceți ceva în țara aia, o să fie vai și amar de România. O să fie, o să mai știți din pandemie. Pentru că la noi, în România, tot o să face pe dos. Tot o să se face după cum îi duce capul. Lasă că merge și așa. Nu-i dare pe aia, nu. Ardem, ardem spitale, ardem prin case, ardem prin blocuri. Facem din... Da. Și ne uităm zi de zi la aceste, ce se întâmplă cu noi în România. Una numai România, în țările astea care sunt guvern de cacao.
Înțelegi? Toți suntem la fel, toți aceeași murdări, mizerie și gata. Politică și nu se mai există. Omul tace și votează și se amânează, da? Uite, aici să vă spun că în aproape să încheie aceasta, pentru că port această mască și pentru că noi nu facem ce face Aur în România. Uite, ieșim din pandemie. Și această restricție, certificatul verde, da, e oribil. Vă spun sincer, certificatul verde îl urăsc. Că trebuie să-l arăt, nu-mi peste tot. Uite, pot să mă duc la mor, să nu, pentru că aici nu e situația ca România. Înțelegi? Aici sunt cazuri foarte puține. Dar cu certificatul verde este parțial. Adică, cum e legislația, poate să-l pună să mergi la un magazin, au dreptul. Ba, poți să nu pună, asta este, dar trebuie să-l ai. Deci dacă n-ai certificatul verde, ești terminat. Și mă deranjează, păi că de-ți dai seama. Mă deranjează, pentru că... Dar, pe de parte, înțeleg de ce. Pentru că scăpăm. Așa vom putea ieși din toată mizeria asta de pandemie și vom fi și noi liberi. Înțelegeți? Și noi nu mergem la proteste, că n-are niciun sens de face de rușine. Înțelegi? Numai... Aia care... care... Nu le pasă de viața lor. Aia care se gândesc dacă ce pentru ei. Că așa cum face majoritatea... instituțiilor parlamentare și, Doamne iartă-mă, oameni buni, să vă fie rușine ăror care ați ieșit în stradă, care ați vandalizat un parlament. Băi, de ăla nu vă place, aia nu vă place, că nu știu ce, că nu vă place vouă, măi. PSD-știi, vă place PSD-ul că puteți fura. Nu vă place PNL-ul că nu mai puteți fura. Cam așa ceva, nu? Hai să fim serioși. Sunteți toți niște, cum să zic, nu vă este pasă de viața voastră, că dacă nu vă este a voastră, normal că nu e așa altora. Ori numai de a voastră, nu mă interesează de altora. Deci, like, cum e ca în România, știi? Păcat dintr-o țară de oameni intelectuali care avem și să avem, bă, România e o țară, dar ne facem de rușine cu ceea ce vedem și ce se întâmplă în România. Vai și amar de voi o să fie. Vai și amar, îmi pare rău. Vai și amar. Nu am cuvinte. Nu am cuvinte. Să vă fie rușinea cea mai mare. Nu e demnitate pe... Nu pot să vă laud aici, domnule George Simion. Dar asta nu înseamnă că vă urăsc. Nu vă simpatizez, domnule. Dar veniți cu picioarele pe pământ, oameni buni. Domnule George, vă rog, vă implor. De la dumneavoastră mă așteptam la mai mult de atât. Vă rog. Bă, toți vrem ceva în țara aia. Dar nu facem nimic. 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 Înțelegeți? Acum ne luptăm loc să facem ceva în parlamentul ăsta. Și putem ieși din pandemie. Să găsim o cale. Voi mergeți la protest. Ceea ce face guvernul astăzi face corect. Și mă bucur, bravo. Bravo parlamentar, încât trebuie mai de mult. Ești fac treaba, lăsați să-și facă treaba în parlament. Gata cu șmecherea, nu protestă nimic. Nici dacă ai fi și cu PSD-ul, n-aș protesta, acum că e COVID. Respectați regulile, vaccinați-vă. Și nu mai fiți încăpați, dar nu vă mai suportați ca niște copii de grădiniță. Sărbători fericite și Dumnezeu să vă dea sănătate. La revedere. Merry Christmas.